Pandemia de COVID-19 a devenit un factor de stres pentru populație și a generat o serie de schimbări în viața de zi cu zi. Teama de infecție, pierderea serviciului, izolarea, oprirea activității economice și sociale sunt poveri grele pentru psihicul fiecăruia dintre noi. Anul 2020 ne-a dus la cunoștință o nouă realitate din cauza pandemiei de COVID-19. Cea mai grea perioadă a fost cea de carantină și izolare. Treptat s-a instalat o teamă generală la nivelul populației din cauza incertitudinii pe care o simțim ca pe un pericol. Nu mai putem face lucruri ca înainte, pentru că nu mai există aceleași activități, pentru că am fost blocați în casă și îndepărtați de cei dragi. Cum v-a schimbat pe dumneavoastră această pandemie de coronavirus? Cum m-a schimbat? În frică, nu mai pot. Am o frică de așa ceva. Un pic mai atent și față de mine și față de cei din jur. Și orice măsură de igienă în plus nu strică niciodată. Nu vorbim decât doar despre frica de infecție și boală. Mulți oameni se simt închiși și singuri. Nu mai există întâlniri cu semenii, participarea la evenimente culturale sau sportive este anulată. Suntem plictisiți și suferim de lipsa mișcării. Eu stau numai acasă, azi venim. Asta e prima dată când vin aici, Severin. Numai acasă stau. Aveți teama de a vă apropia de oameni? Corect. Este. Cum să mă schimbe? Doamna, am o vârstă de 80 de ani și am o frică, că zic că bătrânii ăștia m-au auzit că se duc imediat dacă intră toți în spital acolo și... Am auzit că nu prea sunt îngrijiți, nu știu cum. Ritmul vieții noastre a încetinit și a luat o altă întorsătură de când a început acest fenomen numit coronavirus. Majoritatea ne-am adaptat, însă ne-am și schimbat.